Și Muzeul Național al Satului a fost astăzi în sărbătoare. Ocrotitorul Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost cinstit și la Biserica Turea, monument de arhitectură religioasă de secol XVIII. Sfânta Liturghie a fost oficiată de protosinghelul Iachint Vardianu de la mănăstirea bucureșteană Radu Vodă. El le-a vorbit celor prezenți la slujbă despre binecuvântarea pe care a primit-o poporul român la anul 1774, când moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse la București. Noi, poporul român, am fost binecuvântați în secolul al XVIII-lea prin primirea la București a sfintelor sale moaște. Despre viața Sfântului Dimitrie știm mai puțin decât știm despre ceea ce s-a petrecut dincolo de viața lui. Vedeți, sfinții, prin faptul că trupurile lor nu putrezesc, prin faptul că ei intervin în chip miraculos în viața oamenilor, prin faptul că răspund rugăciunilor și gândurilor noastre atunci când ne adresăm lor, ne demonstrează că dincolo de moarte este viață și că sufletele noastre nu mor odată cu moartea biologică, ce intervine la un moment dat. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de copii și tineret Simbol al Patriarhiei Române. Simbol este unul dintre cele trei grupuri corale invitate în acest an la Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul. Anul acesta a fost declarat anul magial al satului românesc în Patriarhia Română. Și în acest context a fost organizat Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul, ajuns deja la a 12-a ediție. Au avut loc mai multe evenimente, dintre care două la Muzeul Național al Satului. Ieri, de hramul muzeului, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, a avut loc pe scena numită Dumitra, și evident că nu întâmplător, un concert susținut de un cor parohial sătesc, corul parohiei Ireș din județul Vrancea. Și astăzi, un cor de copii și tineri, un cor care se cheamă Simbol, pentru că ei, copiii și tinerii, sunt simbol sau reprezentanți ai generației de mâine, au venit și au dat răspunsurile în această sfântă biserică, la Sfânta Liturghie. Ediția a 12-a Festivalului Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul este organizată de Patriarhia Română în parteneriat cu Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Ne aflăm în a treia zi a zilelor muzeului nostru, pentru că așa le considerăm, la Târgul de Sfântul Dumitru, ocrotitorul Bucureștiului și al muzeului nostru, al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, și ne-am bucurat de ocrotirea Patriarhiei Române prin a fi gazdă a acestui festival minunat, Festivalul Concurs Național Lăudați pe Domnul, și ne-am bucurat și ieri și astăzi de prezența două coruri deosebite. Pur și simplu satul înflorește. Satul, prin faptul că are Sfânta Liturghie în biserică desăvârșită, prinde viață și prinde viață atât prin slujbă, cât și prin vocile dumneavoastră, prinde viață și prin prezența meșterilor populari care se află, iată, zilele acestea la noi la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, și ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim tuturor că ați dat viața acestui sat minunat. Absolut inedit pentru noi, n-am cântat niciodată într-o bisericuță atât de mică și din lemn. Le spuneam copiilor înainte de a începe slujba că de aici vine creștinismul, de la sat. Ceea ce face Patriarhia cu acest festival Lăudați pe Domnul este cu totul deosebit, pentru încurajarea artei corale, pentru încurajarea spiritualității românești și faptul că biserica își amintește mereu de sat, este o legătură cu trecutul. Muzeul Satului i-a dedicat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou 3 zile de evenimente culturale și religioase.